traversăm Apuseni cu landscape-urile astea specifice. Cu uite niște maci. Uite, sunt în cărai. Da, sunt tot felul de zone din astea, ba stâncoase, ba deluroase, ba rupturi de pantă, ba niște peisaje foarte frumoase cu landscape-uri specifice munților Apuseni. Aici avem un drum de țară cu maci pe la margine, niște clădiri părăsite. Localitățile în general sunt înfloritoare, da, uite că din loc în loc mai avem și câte așa ceva. Și din nou o gară în construcție, așa cum sunt foarte multe în ultima vreme. Chiar am observat, toată Transilvania se muncește la reamenajarea gărilor. Peroanele se fac în special. Probabil că vor continua și cu clădirile gării. Sunt unele gări care sunt în clădiri istorice, vechi, frumoase, cu arhitectură specifică, dar sunt unele din vremuri ceaușiste, cu arhitectură foarte simplistă, un paralelepiped acolo, pătrate, cum dă Dumnezeu, și în general astea nu prea sunt întreținute, pentru că celelalte fiind monument, primesc fonduri. Astea, na, mai puține surse de finanțare. Deocamdată asta este. Admirăm Apusenii cu coamele line, pante împădurite și în curând ajungem la Arad.